Chiar dacă meciurile oficiale s-au terminat de aproape două săptămâni, activitatea este intensă la sediul AJF Dâmbovița. Oficialii asociației au anunțat deja programul întrecerilor interne pentru sezonul 2011-2012. Domnule Tudor, iată, activitate intensă la sediul Asociației Județene de Fotbal, un sezon până la urmă încheiat cu brio, cu o promovare a Liga 3 a celor de la Fient, câștigători în județ. De o perioadă, activitatea Asociației Județene de Fotbal este pe încheiate. Deci la întrebarea dumneavoastră privind promovarea echipei Atletic Fieni, este, să spunem așa, un impas în față pentru Asociația Județeană, deoarece prin promovarea acestei echipe dovedește calitatea fotbalului în județul nostru. Deci cu această promovare, cu alte cuvinte, putem să spunem că încă se mai joacă fotbal la nivelul Ligii a 4-a, dar și la celelalte eșaloane. Dumneavoastră chiar ați pregătit o serie de diplome, veți premia echipele fruntașe în eșaloanele județene. Deci în prima fază s-a făcut o premiere pentru echipele din Cupa României, având în vedere că s-a desfășurat la Conțești, pentru FCM Târgoviște și Gloria Cornești. Urmează ca acum să dăm la celelalte promovate premii în mingi și câte o diplomă. Dăm pentru cele care au promovat de la categoria onoare în Liga 4, de la promoție în categoria onoare și la echipele de juniori care au terminat pe primul loc în categoria respectivă. A stabilit și datele de început ale sezonului 2011-2012. Deci Liga 4 începem în august, pe 13 august, cu prima etapă. Urmând ca la o săptămână, pe 21 august, să începem cu categoria onoare și la o săptămână, la sfârșitul lunii august, mai precis pe 28, cu promoție. Când va intra în vacanță și președintele Emil Tudor? Vacanță mai puțin spus, pentru că noi mai avem de lucru, noi trebuie să ne mai deplasăm la echipele care au promovat, să le vedem baza, așa, și să vedem ce au făcut și dacă nu le-au încă terminate, să îi punem până la începerea campionatului să mai facă câte ceva la ele.